rat. Să vedem ce putem afla de la Catena despre inimile noastre. Iată, la noi primești gratuit broșura inimii cu sfaturi pentru inima ta. Și ai reducere la produsele Naturalis pentru sănătatea inimii tale. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Da, și după 50 de ani. Vârsta e doar un număr. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Supercom S.A., lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Inima ta, dar tu știi ce este ea, cu adevărat. Să vedem ce putem afla de la Catena despre inimile noastre. O inimă să... Iată, la noi primești gratuit broșura inimii cu sfaturi pentru inima ta. Și ai reducere la produsele Naturalis pentru sănătatea inimii tale. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Da, și după 50 de ani. Vârsta e doar un număr. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva, o emisiune în care l-am ca invitat pe domnul senator PSD, Cristian Esmeriță. Bine ați venit la noi în studio. Bună ziua, vă mulțumesc din nou pentru invitație, atât dumneavoastră cât și postului Antena 3 Deva. Și de asemenea doresc să transmit bună ziua tuturor celor care ne privesc și de aici, din partea sa, județului, dar și din Valea Jiului, pentru că Antena 3 se vede și acolo. Mi-am propus să încep emisiunea de astăzi, mă rog, mă gândeam ieri să încep emisiunea cu o glumă, având în vedere că este dragobetele astăzi, iubiri și nu știu ce, dar văzând evoluția situației, m-am gândit că s-ar putea să fie puțin deplasat, nu vreau să dramatizez mai mult decât e cazul, dar nu departe de noi este un conflict și nu cred că de glumițe, sigur că nu e cazul să... fim sumbri, dar mi se pare că situația este una destul de gravă și special pentru lumea politică. Adică în momentul ăsta, Parlamentul, Guvernul, toate structurile încep să aibă un alt gen de responsabilitate. Sigur, aveți perfectă dreptate. Apropo de dragobete, puțin să începem așa, chiar dacă este o zi complicată și o să vă spun, am trăit două evenimente foarte complicate astăzi. Mărturisesc telespectatorilor, pe care am spus și înainte de începerea emisiunii, în timp ce veneam încoace, am primit un telefon de la soție și de la fetiță, am o fetiță și un băiețel, și mi-au spus în telefon așa, zice, după emisiune, să vii repede acasă. Și zic, dar ce s-a întâmplat? Și fetița, fiind cu maică-s acolo, zice, tati, e dragobetele, trebuie să ajungi mai repede decât de obicei. Și atunci zic, na, uite-te, trebuie să plec la Deva și într-o zi ca asta în care fiecare dorește să fie aproape de familia lui. Mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă astăzi în această zonă, zona asta geopolitică a Europei de Est. Astăzi, spuneam, am trecut prin două evenimente care pe mine m-au șocat. De dimineață m-am trezit, eu mă trezesc undeva înainte de 7 în fiecare zi, cu mici excepții. Bineînțeles, dau drumul la televizor, mai deschid tableta și am văzut că a început urgia în Ucraina, lucru foarte, foarte complicat, pe care eu, sincer, nu credeam să-l mai trăiesc în zilele noastre. Credeam că poate să mai existe un conflict armat direct, nu știu, poate în alte zone, nu doresc să spun, nu știu, în Africa de Sud sau, nu știu, poate că în America Centrală, unde sunt zone mai fierbinți din acest punct de vedere, dar nu mă gândeam niciodată că într-o zonă atât de aproape de noi, într-o zonă practic europeană, poate să se întâmple astfel de lucruri. A fost un lucru care m-a șocat. Am văzut totuși cu bucurie că reprezentanții de frunte ai țării noastre de data asta s-au mobilizat bine. Domnul președinte, cred că a și convocat CAST-ul și cred că au și luat niște decizii. Eu nu mai sunt la curent, toată ziua am fost la muncă. Am văzut că se pregătește inclusiv Ministerul Apărării Naționale să ia niște decizii foarte clare, Consiliul Europei, Comunitatea Europeană, Statele Unite. Este o problemă destul de complicată, eu vă dați seama, la nivelul meu, eu de meserie, o spun încă o dată fiind profesor de fizică, nu am cunoștințe militare, nu am cunoștințe de acest gen. Însă, din punct de vedere uman, ca un om care am o soție, doi copii, v-am vorbit de fetiță mai înainte, mi-a spus să vin
vin, mulțumesc la fel, să vin acasă fiind dragobetele, îmi imaginez că în Ucraina sunt familii care astăzi trăiesc cu teama bombardamentelor. Am văzut exact pe o hartă interactivă că foarte multe zone din Ucraina sunt bombardate. Mă mai gândesc și la altă chestiune. Și rușii sunt oameni. Și soldații ruși sunt oameni și soldații ruși, la fel ca și mine, probabil au familii. Există familii și în Ucraina care trăiesc cu teamă, dar există familii și în Rusia care trăiesc cu teamă. Există multe familii în România, domnul Grean, care trăiesc cu teama războiului, pentru că trebuie să înțelegem, totul se petrece foarte, foarte aproape de noi în momentul de față. Eu cred totuși că trebuie să existe, nu știu, o bună înțelegere. Sigur că nu sunt cel care pot să mediez sau să comentez prea mult o astfel de situație, dar sper ca factorii de decizie, cei care sunt poate mult deasupra noastră, în momentul de față, să facă în așa fel încât în urma unor negocieri politice să pună capăt acestei situații, situația să nu degenereze și mai mult, pentru că, vedeți, orice, până la urmă și un conflict între doi oameni. Spre exemplu, nu știu, poate dumneavoastră în emisiune îmi ziceți ceva, poate eu vă răspund altceva, poate că inflamăm, să zic, situația dintre noi. Dacă nu tragem aer în piept, dacă nu gândim 3 secunde să ne liniștim puțin, să ne relaxăm și să reluăm după aceea dialogul, suntem într-un mare pericol de a ne certa de la începutul până la sfârșitul emisiunii, să plecăm nervoși de aici amândoi și să nu realizăm nimic, practic să existe pierderi și pentru mine și pentru dumneavoastră. Bineînțeles, aici făcând o paralelă absolut întâmplătoare datorită faptului că noi doi suntem prezenți astăzi aici. Deci pe acest capitol, ca să închei subiectul, îmi doresc să se găsească personal, îmi doresc, nu ca un politic. Ca un politic nu cunosc în momentul de față, dar sunt convins că Partidul Social Democrat, președintele Ciolacu, va adopta clar o poziție, dacă nu a luat-o până în momentul de față și nu a exprimat-o. Și bineînțeles, noi cei care suntem Partidul Social Democrat ne vom conforma celor spuse și celor hotărâte de colegii noștri din conducere. Bineînțeles, ne vom sfătui, dar decizia pe care dânsii o vor lua, eu personal o voi urma fără niciun fel de probleme. Deci, încă o dată, sper ca Dumnezeu să facă în așa fel încât situația să se regleze și să nu mai existe familii niciunde care să trăiască cu spectrul războiului, cu spectrul foamei, cu spectrul nesiguranței deasupra capului în fiecare secundă. Al doilea eveniment. Exact, vreau să vă reamintesc, dar văd n-ați pierdut deloc firul. Nu, am fost șocat, vă spun. Deci astăzi am mai trăit un show cu aproximativ 2 ore, 2 ore și jumătate în urmă. Deci pe la ora, nu știu, 12:30. Am pornit înspre dumneavoastră, înspre Deva, să fiu prezent la emisiune. Am alimentat la Petroșani. Am băgat benzină. A fost stres, o recunosc, prima oară când am băgat cu 7 în față, să spun așa. Adică prețul la benzină, eu trecând și mergând dintr-o parte în alta, am mai văzut prețuri cu 6,92, 6,86, 6,94, 6,99 chiar. Dar să știți, cu 7 doar am văzut, nu am băgat niciodată. Astăzi am oprit la o benzinărie unde era un fel de combustibil 7,09, celălalt 7,15, benzină motorină. Deci totul era peste 7, a fost prima dată în viața mea când am alimentat mașina, proprietate personală, cu combustibil care să coste 7 lei și ceva. Cred că și asta trebuie să ne îngrijoreze foarte mult. Pentru mine este un semnal de alarmă și vă spun, nu trebuie să o ascundem, venitul meu de senator și salariul meu este clar că este ca medie peste al multor altor cetățeni care lucrează, nu știu, poate profesori, poate muncitori, poate ziariști, dar salariul meu este clar la un nivel superior. Dacă eu sunt șocat de aceste prețuri și de cheltuiala pe care am făcut-o să fac plinul, că mi-am făcut plinul, eu vă spun că 90% din populația României în momentul de față nu are posibilitatea financiară să-și facă plinul. Vă spun că peste jumătate din populație, și în dimineața asta mi-a venit și factura la gaz, pentru că, culmea, și la emisiunea anterioară, când am fost prezent anul ăsta aici, am făcut trimitere tot la factura de gaz, care de data aia a fost mai mare. Acum este puțin mai mică totuși. S-au reglat cu minus, cu ceva pe acolo. Dar tot este mare, tot sunt banii mulți. Și în momentul de față eu vă spun că dacă cred că 90% din oameni nu pot să-și facă un plin la mașină, cred că 50% din oameni au greutăți mari și foarte mari în a-și achita factura la gaze și la electricitate. Și apa devine scumpă și toate. Cred că pe lângă ceea ce trăim în momentul de față, aceste probleme sunt foarte importante, stresează lumea la maxim, stresează familii, pentru că, să știți, fiecare familie, în afară de gaz, curent, combustibil, mai trebuie să și mănânce. Nu știu, s-au dus copiii mei la școală de dimineață să fac fotografii de 8 martie. Bineînțeles că acele fotografii costă, că doar nu o să fie gratis, să nu înțeleagă cineva că poate să fie ceva gratuit. Toate sunt cheltuieli. Și în momentul de față, chiar dacă guvernarea PSD a venit, și eu spun că a făcut niște lucruri bune, și rog pe cei care
nu sunt simpatizanți ai Partidului Social Democrat. Membri, știu, ai PNL, ai USR, oameni care nu au coloratură politică, să-mi îngăduie să spun punctul de vedere și să-l analizeze și dacă consideră că spun bine, să-mi dea dreptate în gând, dacă nu să spună tot în gând, domnule, nu are dreptate. Eu cred că salariile, pensiile, alocațiile pentru copii, chiar dacă au crescut într-un procent destul de mic față de creșterile de prețuri care există în momentul de față, au fost făcute doar pentru că Partidul Social Democrat a venit la guvernare. Și vă spun și de ce cred asta. În anii anteriori, în cei doi ani anteriori, nu am avut niciun fel de creștere a veniturilor pentru niciun fel de categorie socială, partea populației, doi ani de zile în care Partidul Național Liberal, USR și UDMR au guvernat țara. Singuri sau într-o anumită combinație, alianță, haideți să fiu mai dulce, alianță politică. În momentul în care PSD vine la guvernare undeva în noiembrie anul trecut, după o lună de zile, pensiile se măresc, salariul minim se mărește, niște venituri ale oamenilor încep să crească. Sigur, domnul Grean, că n-au crescut veniturile oamenilor cât ar fi trebuit. Că dacă am un pachet de unt care acum 2 ani de zile, un an și 8 luni, un an și 9 luni, costa 6 lei și acum costă 11 lei, deci aproape dublu, e clar că un om, ca să trăiască la fel ca acum 2 ani, trebuia ca și venitul lui să crească, hai să zicem, cu 50%, dacă nu cu 100%. Dar totuși Partidul Social Democrat a venit cu niște propuneri concrete care să se simtă direct în buzunarul cetățeanului. Deci asta este partea pozitivă. Sigur că până în momentul de față au trecut vreo 3 luni de guvernare. Nu putem să spunem că, nu știu, în țară se simte o undă de bunăstare fabuloasă datorită faptului că avem și PSD la guvernare. Dar în astfel de zile, domnul Grean, când am război la câteva sute de kilometri, da, în partea de nord a țării, lângă Surina, lângă Constanța și în partea aia, să am un guvern instabil, să am un guvern în care, nu știu, oameni nepotriviți sunt pe anumite poziții, sunt cred pericol că era, de a cădea sigur, în orice moment. Cred că era devastator pentru România ca stat. Eu vă spun, de la PNL cunosc 8 sau 9 miniștri sunt PNL, cunosc câțiva personal. De la Partidul Social Democrat cunosc 7 din 8. Unul singur, nu l-am cunoscut până în momentul în care a ajuns ministru. Vă spun că și dacă vorbim, nu știu, de Sorin Grindeanu, vorbesc de un om deja experimentat, a fost prim-ministru. Dacă vorbesc, nu știu, de Marius Budăi cu pensiile, este un om care a mai ocupat această poziție, a crescut frumos, fiind și director al casei de pensii pe la Botoșani, nu cred că îi se poate reproșa faptul că nu se bate, pentru că se bate inclusiv cu comunitatea europeană pentru ca PNRR-ul să fie recalibrat, redimensionat, pentru ca pensiile să poată să crească, lucru pe care noi trebuie să-l spunem cei de la PSD. Faptul că Partidul Național Liberal, domnul Ludovic Orban, domnul Câțu, a negociat PNRR-ul ăla în așa fel încât, atenție, populația din România să nu poată să aibă mărite pensiile 50 de ani de acum încolo. Noi trebuie să o spunem. Chiar dacă suntem într-o alianță cu PNL-ul. PNL a negociat în așa fel încât toate pensiile să rămână la aceeași valoare 50 de ani. Lucru pe care PSD-ul consideră inacceptabil și Budăi, Marius Budăi, domnul ministru, negociază. Nu știu, Gabi Firea a fost primar al Bucureștiului, experiența administrativă, a fost senator. Nu știu de cine să vă mai zic, Rafila, domnul doctor. Să nu se supere cei care au fost înainte miniștri ai sănătății, nu știu, Voiculescu de pe la USR, nu știu cine a mai fost, că nici nu-i mai țin minte. Nu cred că există grad de comparație, adică totuși doctorul Rafila este din filmul ăla, din sistemul de sănătate, este chiar pe epidemiologie, adică ceea ce trăim în momentul de față și este un om care, zic eu, este mai calculat, mai temperat, chiar dacă nu reușește să mulțumească pe toată lumea. Sigur, unii vor restricții, unii vor eliminarea restricțiilor, unii vor nunci botezuri, alții vor închiderea la 9 a restaurantelor, unii vor cu mască, unii vor fără mască. Dar îmi dovedește cel puțin mie care îl urmăresc atent, pentru că mă interesează chestiunea legată de pandemie și de sănătate foarte mult, inclusiv pentru a mă proteja pe mine și oamenii din jurul meu, îl consider un tip echilibrat care vine cu niște explicații logice pertinente și care se consultă și cu specialiști. Nu se consultă. Să știți, noi la partid nu ne-am consultat cu pandemia. Eu n-am prins pe la grupul senatorial, domnule, să ne consultăm ce facem în pandemie. Nu. Rafila, de când e ministru, domnul Rafila, s-a consultat, știu sigur, cu Străinul Cercel, care este senator și este un medic foarte bun, cu Azamfire, care este tot senator și este rector Universității de Medicină de la Târgu Mureș, cu niște oameni de calibrul lui, că doar nu să se consulte cu noi care suntem specialiști. De exemplu, eu mă pricep mai bine pe pensii, pe energie. Nu mă pricep și am spus întotdeauna la probleme medicale, la probleme legate de pandemie. El s-a sătuit cu specialiști și îmi place un lucru. Și nu că îl laud pe președintele Ciolacu, că e președintele PSD, eu sunt PSD și, nu știu, ne dă sarcine de acolo să ne lăudăm unii pe alții. Dar dă mână liberă.
ne lasă să vorbim între noi, ne lasă să ne sfătuim. Mă, cine știe pe educație? Ăla, ia spune care-i treaba. Cine știe cu minerii? Cristi, ia cheabă-l pe Cristi și întreabă-l. Ce-o fi fost cu minerii acum un an de zile? De ce au stat blocați în subteran? De ce au salariile alea mici? Se sfătuiește cu ăștia care cunoaștem zona și care cunoaștem domeniile. Și cred că este foarte important ca președintele partidului, indiferent cine este el, ca cei care asigură conducerea partidului, domnule, să ne bage în seamă și pe noi, pentru că nu neapărat ne bagă în seamă pe noi, pe Cristi Răzveliță, sau pe, nu știu, pe Nistor, sau pe Intotero. Bagă în seamă, sau pe Toma, sau pe Salam, să nu-i pe niciunul, că se supără pe mine după aceea. Este important că ia legătura cu noi, pentru că nu discută cu noi, de fapt, ci discută cu oamenii care stau în spatele nostru și care ne-au trimis acolo votându-ne. Și în momentul în care eu mă duc la București, de fapt, domnul Gurea, nu transmit. Și m-am învățat asta de mult timp, o părere personală. Poate că de multe ori părerea mea personală pe un subiect este una, dar după ce discut cu foarte multă lume, dau la o parte părerea mea personală și mă duc cu părerea celor care sunt de fapt în spatele meu, în dreapta mea, în stânga mea, pentru că eu trebuie să duc mai departe, nu un punct de vedere personal, ci un punct de vedere al populației pe care până la urmă o reprezint și care până la urmă mi-a dat girul de a-i reprezenta la București. Da, vreau să punctez aici, apropo, că a spus de domnul ministru Rafila, faptul că toți invitații din partea PSD, indiferent la ce nivel, primar, parlamentar, președinte, eu nu sunt adeptul, așa cum spuneați, contradicții, nu știu ce, nu sunt adeptul obligativității vaccinării, de exemplu, dar toată lumea prezentă în acest studio, din punctul meu de vedere, subiectiv adevărat, a fost foarte responsabilă, vaccinată, promovând niște măsuri extrem de raționale, și nu teorii și nu opoziții și nu... Chiar am apreciat acest lucru, repet, fără să pledez pentru obligativitatea vaccinării. În urmă cu vreun an și 4-5 luni, eu țin minte că aici în emisiune dumneavoastră mi-a spus o întrebare, la dumneavoastră am fost invitat. Nu a apărut vaccinul, se vorbea despre el. Și m-ați întrebat, nu știu cum mi-a zis domnul senator, dacă apare vaccinul, vă vaccinați, nu știu dacă dumneavoastră țineți minte, dar văd că aveți acolo notițe și notați și toate emisiunile și se poate verifica. Și eu am spus, țin minte, direct, da, mă vaccinez. Și din nou am spus că vă rog frumos să nu mă puneți să vă explic, și asta vă rog și acum, pentru că nu știu să explic. În sufletul meu, în familia mea, s-a creat speranța, când am intrat în pandemia asta cu vreo 2 ani de zile, că la un moment dat va veni un vaccin și vom avea posibilitatea să ne vaccinăm și vom fi oarecum protejați. Și noi, dumneavoastră lucrând la spital, lucrând la spital, telespectatorilor, în prima linie acolo. Și noi când am văzut că a apărut vaccinul, noi l-am făcut. Am făcut și prima doză, și a doua, și a treia. Domnul Gurean, în schimb, să știți, nu am participat niciodată, chiar și între prieteni, să știți că apar discuții. Unul vrea, unul nu vrea, unul că de ce, unul că vrea la mol și n-are hârtie. Deci apar discuții. Niciodată, chiar dacă mi-au cerut punctul de vedere, le-am spus așa, domnule, eu m-am vaccinat, soția, părinții, socrii, am vaccinat, toți au vrut să se vaccineze, dar nu am îndemnat pe nimeni nici să se vaccineze, nici să nu se vaccineze, pentru că fiecare trebuie să gândească cu mintea lui, fiecare trebuie să gândească pentru trupul lui, fiecare știe alergiile eventuale pe care le are. Există prietenii mei care poate în urma unui vaccin din tinerețe au rămas cu niște sechele și atunci absolut logic că nu vor să și-l facă. Deci niciodată nu am dorit, nu să impun, să încerc măcar să conving pe cineva într-un sens sau altul. Sigur vă spun însă că soția mea a făcut pentru a doua oară boala în urmă cu vreo 4 săptămâni, nu știu, că și-a stat în carantină 5 zile, fiind vaccinat de 3 ori. Soția mea, stând acasă de data asta, prima dată a fost internată în spital, mi-a spus acum, am întrebat-o cum e și mi-a zis că prima oară a fost de 100 de ori mai greu. Nu știu de ce, că a fost singură, că a fost mai greu, că a simțit ea, dar în momentul de față se pare că vaccinul a ajutat-o. Deci eu vă spun ce am trăit noi. Eu, culmea, n-am luat. Și despre copii nu discut. M-am testat PCR și la început, și la mijloc, și la sfârșit, după cele 5 zile, deși legea spunea că pot să plec fără niciun fel de problemă fiind vaccinat, DSP-ul mi-a dat 5 zile, eu trebuia să plec la București, trebuia să încep serviciul pe 1 februarie, chiar atunci s-a întâmplat. Și am ales să mă mai testez o dată PCR, considerând că dacă mă duc între colegi, între atâția oameni acolo, să nu cumva să mai am, nu știu, resturi de virus. Nu am avut, a dat Dumnezeu din nou să nu fac, nu știu cum. Habar nu am, dar este cert că, cel puțin din punctul de vedere al nostru, vaccinul a ajutat la acest caz pe care vi l-am prezentat al soției mele, care a trecut mult mai ușor de data asta. Acum, bineînțeles, fiecare cum dorește, dar să știți că nici eu nu sunt neapărat de acord cu obligativitate. Că știți ce se întâmplă?
Acum vreo 30 de ani unii au luptat, unii au murit tocmai ca să nu mai fim obligați să facem anumite lucruri. Dacă la nivel medical s-ar considera, nu știu, că este nevoie absolut pentru a face ceva, mari specialiști ar trebui să vină în fața noastră să ne explice și, știu eu, nu neapărat obligativitate, dar momentul în care cineva ți explică foarte, foarte bine și tu ai încredere în omul respectiv, eu zic că într-un procent foarte mare oamenii se duc în acea direcție. Așa cred eu. Da, și mi se pare o opinie extrem de logică, se susține și probabil că niște campanii direcționate mai bine poate ar fi fost cu, ar fi avut mai mult succes. Domnul Bea, mă scuzați. Da. Nu. Domnul Iohannis a apărut, domn președinte, că da, și președinte, da. Nu l-am votat de a meu, a apărut frumos așa de la schi de pe pârtie și a zis să vă vaccinați. A venit domnul Câțu după aceea, cu șapca aia și a dat-o jos și a zis, dragii mei, domne, să înțeleagă, adică noi nu trebuie să ne prefacem că trăim în alt film sau că trăim în vreun film și nu înțelegem. Lumea nu este încântată de chestiunile astea din lumea politică în care un politician vine și îți explică el ce trebuie să facă, poate fără ca el să facă. Aici trebuie să explice niște, nu știu, medici renumiți. Eu aș fi băgat și actorii și ăștia, șef la cuțite sau cum se numesc ăștia. Cred că și juriul de la România au talent, că vă spun eu, juriul de la România au talent, au credibilitate mai mare decât primul ministru și decât guvernul României. Pentru că la aia se uită lumea, au încredere în ei. Eu aș fi rugat, dacă aș fi fost factor de decizie, niște oameni de ăștia foarte, foarte cunoscuți, care fac podcasturi, care au diverse vloggeri din ăștia de influență pe net, da, nu știu cum se numesc acum. Eu aș fi adunat comunitatea asta și aș fi spus, domnule, uite, asta este bine, vă rog să înțelegeți, hai să transmitem la toată lumea. Că vă spun eu că un om la 20 de ani nu se uită la ce zice, nu știu, domnul prim-ministru Câțu, că și așa nu prea avea el așa prezență de prim-ministru, dar dacă îi zice Dorian Popa, de exemplu, nu știu dacă știți cine e Dorian Popa, dar nu e nicio problemă că este un influencer care se adresează unei generații mult mai tinere și decât a mea. Eu sunt sigur că ar fi convins jumătate dintre cei care îl privesc să facă un lucru, mai ales dacă acel lucru era favorabil sănătăților. Dar noi dacă mergem cu treaba aia clasică în care, nu știu, Ioana Mihăilă sau cum o chema pe ministrul sănătății de n-auzi nimeni de ea, un medic de pe la Oradea venea și ne spunea nu știu ce, fiți sigur că nu ascultă nimeni și cine ascultă nu crede și zice lasă domnule că știm noi mai bine. Da, categoric, dar să știți că tot acum vreun an jumate, studiile arată că și politicienii care au în spate un număr mare de voturi, și este cazul dumneavoastră, de cei care nu așa cu cotă de 7%, parcă, nu știu, premierul avea la un moment dat, avea 7% sprijin și așa. Deci opinia unuia ca dumneavoastră, a primarului Bobouțanu, de exemplu, care a avut, a președintelui Nistor, aleși cu un număr foarte mare de voturi, a contat exemplu personal. Nu în sensul că să fie folosit în spoturi să spună merge și o vaccinați. Și așa cum a spus dumneavoastră, eu m-am vaccinat, copiii sunt minori, nici nu-i cazul. Evident, că eu, soția, părinții mei, socrii mei s-au vaccinat, nu pledez pentru asta am făcut noi. Asta a contat foarte mult. Și de aceea, la vremea respectivă... Eu vă zic că, jurul meu, dacă tot discutăm de... Nu-i subiectul da, și nici nu mă pricep, adică să înțeleagă cei care ne privesc. Să știți că în jurul meu lumea s-a cam vaccinat. Unii au vrut să meargă la mare. Nu, unii au vrut să se ducă la mare. Unii m-au văzut și pe mine, zic, bă, dacă a avut curaj Cristi, înseamnă că nu ne bagă, nu știu, microchip din ăla în creier neapărat, zice, că să-l asculte și pe el nu i-ar fi convenit. Asta-i vedeți. Da, noi mai și râdeam câteodată, stăteam așa câte un grup de prieteni și zic, că stăteam și ne gândeam, mă, cine se ceartă acum? Nu știu, Bill Gates cu Zuckerberg, de la Facebook și de la Google, care să ne implanteze nouă chipul, că interesează pe aia de noi. Da. Și așa lumea este foarte digitalizată, telefonul ne spune unde suntem, cardul ne spune unde plătim, mașina, dacă e puțin mai modernă în sensul să aibă 4-5 ani vechime, are buton SOS și îți intră 112 direct convorbire în momentul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Să nu creadă cineva în țara asta că dacă cineva vrea să știe ceva de el neapărat, nu știe sau se poate ascunde. Nu există, domnule, să... Adică, da, pe mine mă miră că în țara asta nu se știu niște lucruri despre unii despre care ar trebui să știe, care dau în cap la oamenii, care mai vând pe lângă școli niște chestiuni de care știe toată lumea și ei nu văd, de faptul că trafichează persoane, aia sunt periculoși, nu noi ăștia de ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm, că până la urmă. A spus de prețul de peste 7 lei și la ultima noastră întâlnire în direct ați vorbit despre partea energetică, despre complexul energetic Hunedoara.
Lucrurile sunt mai clare. Acum, bun, atenția noastră este îndreptată spre Ucraina, dar pe de altă parte, exact cum a spus, și eu aștept factura la gaz, și eu aștept factura la curent electric, mă gândesc și la războiul ăla, mă gândesc și la faptul că aici viața merge înainte și sperăm să nu fim afectați de război, dar nici să nu dăm faliment din cauza facturilor. Mă gândesc la o treabă acum, nu știam că mă întrebați și nu știu dacă să vă spun dumneavoastră și telespectatorilor sau nu. Stau și mă gândesc în momentul de față, analizez așa. Dar acum cred că v-ați obișnuit că nu mă pot abține, haideți să vă mai dau una în premier. Despre complexul energetic Hunedoara. Repet, veneam cu niște hârtii mai pregătiți, dar n-am venit pentru... Nici nu vin de obicei la emisiuni cu nimic. Nu veniți cu nimic, de asta cu nimic pregătit. Da, cu nimic cu hârtie, dar hârtii. Nu vin cu hârtii. Foarte structurată informația, da. Vreau să vă spun să înțeleagă toată lumea foarte pe scurt. Complexul energetic Hunedoara este format și în momentul de față din Mintia și Paroșeni. Ca și termocentrale producătoare de curent electric. Mintia fiind închisă în momentul de față, eu am spus-o foarte clar, pregătită pentru tăiat. Deci ascultați-mă ce vă spun. A fost băgată în conservare undeva la începutul anului trecut, prin mai. În momentul de față a fost scoasă din conservare și pregătită pentru închidere. Închiderea, spre deosebire de conservare, înseamnă scăderea valoriei de la 100 de milioane la 60 de milioane de euro. Informație certă, se poate verifica, se va scoate la licitație. Văd că din două în două săptămâni apar zeci de investitori, sute de investitori. Cred că dacă mai durează încă vreo săptămână, două, o lună, domnul ministru PNL Virgil Popescu va veni cu vreun milion de investitori, din care va trebui să aleagă pe cel mai bun. Nu știu, bineînțeles, sunt ironic. În momentul de față funcționează doar termocentrala Paroșeni, care produce energie electrică pe cărbune, ca să înțeleagă și lumea. Poate că nu toți sunt familiarizați. Dom'le, se scoate cărbune de la patru exploatări minere în momentul de față din Valea Jiului. Lupeni, Vulcan, Livezeni și Lonea. Și se duce la Paroșeni, Paroșeniu arde cărbunele, produce energie electrică pe care o bagă în sistemul ăsta. Sistemul ăsta electric ne vinde nouă energia pe care noi o plătim foarte scump în momentul de față. Bun. Ce spune conducerea Complexului Energetic Hunedoara? Încă o dată, PNL. Să se înțeleagă foarte bine. Administratorul roșu, președinte PNL Lupeni, Sami Dioane, domnul director general, președinte PNL Petrila. Nu neg că au fost conduceri la complex și apropiate de PSD. Ca să nu zică lumea, domnule Rezmerit să zice acum, dar nu văzut ce fu înainte. Nu. Ce vor ei să facă? Spun de vreo un an de zile, doi ani de zile, trei ani de zile, că nu au cărbune. Și cred că dumneavoastră aveți informația asta. Spun ei că producția de la Lupeni, Livezeni, Vulcan și Lonia nu ajunge pentru ca termocentrala să funcționeze 7 zile din 7. Și este adevărat, termocentrala din lipsă de cărbune funcționează 1-2 zile pe săptămână. După calculele mele, dacă ar funcționa 7 zile din 7 vreo 2 luni de zile, Complexul Energetic Hunedoara ar fi pe plus. Deci ar fi o societate profitabilă. Și dacă cineva mă poate contrazice, să vină administratorul, directorul general, să spună nu, domnule, n-am fi. Deci dacă 2 luni de zile ar merge continuu, complexul ar fi pe plus. Adică ar avea ce vinde. Nu ar avea ce vinde. Ar fi pe plus din punct de vedere financiar. Ar fi o societate profitabilă. Ar vinde curent, vreau atât să zic. Ar vinde încât la prețul cu care vând în momentul de față, devine profitabilă societatea. N-au cărbune. Bun. Ce fac ei acum? Și aici vine bomba. Descoperă că există niște cărbune care este foarte ușor de exploatat undeva la suprafață. Undeva pe teritoriul municipiului Lupeni. Ei știu. N-are rost să dau nume de cariere de astea, pentru că oricum la Deva, la Hunedoara, nu știe lumea ce e cariera Victoria, de exemplu. Găsesc niște cantități de cărbune foarte mari care sunt foarte ușor de exploatat. Adică cu buldozer, cu camion, le încarci și le vinzi la complex. Dintr-o dată apare o firmă de la Oradea. Nu știu cum. În Valea Jiului și foarte multă lume din Valea Jiului, din conducerea Complexului Energetic Hunedoara în momentul de față, încearcă să convingă pe toată lumea, pe domnul ministru, pe sindicate, pe noi, populația din Valea Jiului, că cel mai bine ar fi ca exploatările minere să nu exploateze ei cărbunele, să dea exploatarea unei firme care vine de la Oradea cu niște utilaje, firma respectivă să exploateze și să vândă, cui credeți? Complexul Energetic Hunedoara. Adică să exploateze bogăția Complexului Energetic Hunedoara și să o vândă tot Complexul Energetic Hunedoara. Ba mai mult decât atât, firma respectivă, orice firmă care dorește să exploateze bunurile statului are nevoie de ceea ce se numește licență de exploatare. Oare firma asta, nu știu cum se numește, nici nu știu cine e spatele, credeți-mă, de la Oradea, are licență de exploatare? Eu vă zic că nu. Deci ei doresc ca acea firmă de la Oradea să extragă cărbune de acolo, de la suprafață, pe licența Complexului Energetic Hunedoara,
Bunul, adică cărbunel, este al complexului energetic Hunedoara, adică al statului român. Firma respectivă să-l încarce în camioane, în trenuri, și să-l ducă la Paroșeni, să-l cântărească și să-l vândă. Cui? Complexului energetic Hunedoara. Ferească Dumnezeu! Este... Deci așa ceva mi-a fost dat să văd în 13 ani de când sunt în Parlament, 6 luni primar la Lupeni. Multe, multe, multe. Multe mi-au fost dat să văd. Dar așa ceva, până în momentul de față, deci repet pe scurt, apare o firmă de la Oradea. Lumea face lobby. Ei, că nu o să fac eu sau Nea Ion din Lupeni sau din Vulcan de pe stradă. Se fac presiuni foarte mari pentru că acea firmă să exploateze niște cărbune ce aparține de complex. Aparține de complex. Aparține de complex. Da, da. Firma nu are licență să lucreze pe licența complexului și să ia cărbunele de aici și să-l mute 5 km mai încolo până la Paroșeni, că atâta este distanța, să-l vândă cui? Complexului. În condițiile în care complexul ar putea să exploateze el acest cărbune. Vedeți, având și licența de exploatare, da. Firma mea, am o firmă să zicem, nici nu poate să exploateze domnul Grean pentru că nu am licență și este foarte greu să obții licență pentru a exploata bogăție naturală. Complexul energetic Hunedoara are licență. Complexul energetic Hunedoara are zăcământul. Complexul energetic Hunedoara are oamenii, minerii. Dacă scot de subteranul, oare nu pot scoate și de la suprafață? Sigur că n-au buldozerele alea și nu știu ce camioanele trebuie, dar oare nu se mai pot închiria? Vreo două buldozere, vreo două camioane, 7, 10, 18, nu știu câte trebuie. Și să-ți exploatezi în regim propriu, să bagi motorină, să ai niște șoferi, că oricum ei pe acolo, că sunt încă angajați la exploatările minere, să iei cărbunele de acolo, să-l duci la Paroșeni gratuit, având cheltuială numai munca pe care oricum o plătești ca ai angajați, și niște camioane și utilaje și nu știu ce trebuie să sape pe acolo, că nu mă pricep eu la dimensiunea utilajelor și nici nu-i treaba mea și nici nu vreau să fie treaba mea. Oare nu-i mai simplu să exploatezi tu și să-ți duci producția acolo și să dai curent electric, să pui pe foc cărbunele? Mi se pare foarte grav ceea ce a spus acum, afirmația făcută. Ce se poate face de fapt? Nu știu. Nici nu-i treaba mea. Să înțelegem că ministerul ar trebui să știe, adică nu poate veni o firmă să exploateze. Am înțeles că ministerul e foarte încântat. Și am înțeles. Acum poate ministerul, nu știu, poate ajungeți la cineva care are legătură cu ei și va confirma sau nu. Dar eu vă spun sigur că sunt foarte încântați. Nu știu de ce. Foarte, foarte încântați. Dar așa ceva, un astfel... Tupeu de febră galbenă. Știu că nu mai folosesc cuvinte dure în emisiune de mult. Nu există așa ceva. Adică, ca și cum dumneavoastră aveți televiziune, aveți astea camerele ce văd eu pe aici, aveți măsuțele, aveți absolut tot și vine... Unul de pe stradă zice, bă, vorbesc eu la televizor, mă pun singur aici și mă și plătești, televiziunea ta, licența aia ta, scaunele sunt ale tale, clădirea ta. Dar fac eu emisiune ca așa vreau și ți-o vând ție, Antena 3. Mi se pare, vă spun, nu am crezut vreodată să trăiesc astfel de lucruri și astfel de tupeu din partea nimănui. Multe am văzut, multe am auzit, multe s-a încercat să se facă în țara asta, dar așa ceva, să exploatezi pe licența complexului energetic Hunedoara, să vinzi complexul energetic Hunedoara, cărbunele pe care le exploatezi cu licența lui și din bogăția lui, mi se pare... Și cei doi domni la care ați făcut trimitere din complex nu pot fi, să spunem, chemați chiar în Parlament pentru a spune ce faceți, domnilor? Păi știu eu unde pot fi ei chemați sau cum sunt ei chemați, sau nu știu. Nu știu eu. Nu știu. Asta în condițiile în care mintia rămâne juridic în componența... Închisă, da, închisă. Da. Și veți vedea că se va desprinde de complex. Mintia va rămâne entitate singură, se va vinde, aici deja e altă treabă. Dar eu acum vorbesc de ce se întâmplă în Valea Jiului cu cărbunele. Și să știți că mai sunt niște susținători a acestui proiect, inclusiv pe aici, prin Deva, inclusiv niște oameni care reprezintă guvernul în momentul de față, prin teritoriul pe aici. Nu-s mulți. Poate îi mai prindeți pe aici și întrebați. Poate neagă, poate... Da, nu am neagă. În cap o listă, așa că cu prima ocazie... Când e foarte scurtă, că puțini oameni reprezintă guvernul în teritoriu. Da. Nu-s mulți. Foarte puțin. Câțiva. Eu nu reprezint guvernul. Eu reprezint cetățenii în Parlament, de exemplu. Domnul Nistor nu reprezintă guvernul. Reprezintă cetățenii din județ la Consiliul Județean. Este o informație, sunt convins că și colegii mei de la știri o vor prelua, pentru că mi se pare o afirmație, nu pun la îndoială absolut deloc, pentru că tot ce s-a afirmat în cadrul emisiunii Ora Exactă a fost validat. Dar eu vă spun, e bine, adică dacă, nu știu, nu-mi permit să fac vreo sugestie postului, dar dacă eu am preluat o informație, nu am niciun fel de punct de vedere, niciun fel de chestiune, să nu se ia un punct de vedere și de la cei înspre care arunc practic această chestiune. Adică concerea complex energetic Hunedoara
poate fi întrebată fără niciun fel de probleme, să vedem ce spune, să vedem ce se întâmplă, să vedem dacă există această intenție, să vedem dacă vinerea trecută la 10 au avut o întâlnire toți factorii de decizie la sediul complexului. Deci asta, acest gen de afirmație arată că, de fapt, informația este foarte, foarte... Vineri ora 10. Vineri ora 10. Începând cu 9:30 au început să intre. Da. Probabil pot să vă spun și toți cei care au participat. Și pot dovedi treaba asta. Toți au intrat pe o singură intrare. Da, o să vorbesc și cu colegii mei să vă contactăm dacă este nevoie încă o dată. Nu am știut că veneam un pic mai pregătit pe subiect, dar n-am știut că o să-l dezbatem. Oricum, informația este una foarte importantă, nu mă feresc de cuvinte gen bombă, dar este o informație foarte, foarte importantă și care, sunt convins, interesează foarte multă lume. Am ajuns la final de emisiune. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru prezența în studio, pentru valoarea informațiilor pe care le dați ca întotdeauna și pentru un anume gen de capacitate de convingere, de persoasiune pe care o degajați în rap. Adică sunteți genul de invitat care trece sticla, cum se spune în limbajul nostru. Și ce se întâmplă? Am avut un mare lucru, nu știu dacă mai avem 10 secunde. A lucrat profesorul 7-8 ani de fizică, ca domnul președinte Iohannis. Acum, cât știe dânsul fizică, mai știu și eu că nici eu nu mai lucrez fizică de vreo 13 ani de zile. Probabil faptul că am vorbit cu foarte mulți copii, probabil pentru că mi-a plăcut treaba asta, m-a ajutat puțin. Dar mai mult decât atât, mă ajută sinceritatea și corectitudinea informațiilor pe care le dau. Știți cum? Da. Asta cred că e. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc sănătate, dumneavoastră, familiei, vom mai vedea ce se va întâmpla. Vă așteptăm întotdeauna cu plăcere în studio 1, Antena 3 Deva. Domnilor, domnilor, invitatul după amiezii de astăzi a fost domnul Cristian Rezmeriță, senator Partidul Social Democrat. Încă o dată îi mulțumesc. Le mulțumesc colegilor care ne-au asistat tehnic. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! Inima ta, dar tu știi ce este ea cu adevărat. Să vedem ce putem afla de la Catena despre inimile noastre. Iată, la noi primești gratuit broșura Inimii cu sfaturi pentru inima ta. Și ai reducere la produsele Naturalis pentru sănătatea inimii tale. O inimă sănătoasă iubește mai mult. Da, și după 50 de ani. Vârsta e doar un număr. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.